Conform previziunilor Organizației Mondiale de Meteorologie, în următorii 5 ani s-ar putea să se depășească limita de 1,5 grade Celsius încălzire globală stabilită prin acordul de la Paris. Specialiștii se așteaptă ca în perioada 2024-2028 temperatura să fie cu 1,1 până la 1,9 grade Celsius mai ridicată decât la începutul erei industriale. Doamnelor și domnilor, sunt Andrei Borbulescu, bine v-am regăsit la emisiunea E vremea ta. Aflăm cum a influențat acum 80 de ani vremea debarcarea în Normandia, despre inundațiile din Bavaria și, evident, despre vremea din România vorbim azi. Astăzi se împlinesc 80 de ani de la debarcarea din Normandia. Acțiunea a avut scopul eliberării Franței ocupate de trupele naziste în timpul celui de-al doilea război mondial. Cât de importante au fost condițiile meteo, aflăm acum. Istoricii estimează că în jur de 150.000-160.000 de soldați au debarcat în Normandia în primele 24 de ore ale invaziei. Echipa responsabilă de planificarea invaziei a trebuit să ia în considerare vremea, luna și mareele atunci când a stabilit o dată pentru ziua Z. Pentru operațiunile aeriene erau necesare cer senin și lună plină, iar operațiunile navale cereau vânturi scăzute și mări calme pentru a transporta în siguranță trupele la țărm. Dacă marea ar fi fost liniștită, trupele terestre puteau traversa mai ușor gardurile de sârmă ghimpată și obstacolele amplasate de trupele germane de pe plajă. Planificarea operațiunii s-a bazat pe informațiile meteorologilor care au sfătuit că ziua Z ar trebui să cadă undeva între 5 și 7 iunie 1944. Ziua Z a fost stabilită pentru 5 iunie, dar a fost amânată cu o zi din cauza vânturilor puternice și a mării agitate. Nici în 6 iunie vremea nu a fost atât de bună cum speraseră strategii, dar o nouă amânare ar fi însemnat o întârziere de 2 săptămâni. Timpul a dovedit că generalul Eisenhower a luat o decizie foarte bună. În 19 iunie, o furtună puternică a lovit canalul și a distrus unul dintre cele 2 porturi Mulberry. L-a deteriorat pe celălalt și a perturbat temporar acumularea crucială de oameni și echipamente aliate. Capitanul de grup James Stagg, meteorologul șef al lui Eisenhower și echipa sa de experți au folosit o serie de instrumente pentru a măsura temperatura, umiditatea, precipitațiile și acoperirea norilor, dar colectarea și interpretarea datelor exacte a fost dificilă, iar vremea a rămas greu de prezis. În zilele premergătoare zilei Z, Stagg și echipa sa au prognozat că vremea se va înrăutăți. Așa că, pe 4 iunie, Eisenhower a amânat invazia cu 24 de ore. Pentru perioada 4-5 iunie, Stagg a prezis o pauză temporară a vremii, așa că Eisenhower a ordonat ca invazia să înceapă în 6 iunie. În zorii zilei de 6 iunie 1944, 24.000 de soldați americani, britanici și canadieni s-au parașutat în spatele liniilor inamice și au reușit să preia mai multe poziții strategice. Alți 130.000 au debarcat cu nave pe țărm într-un asalt frontal. Salvarea Europei a avut un cost dur, peste 4.000 de soldați au plătit cu viața. Debarcarea trupelor aliate pe coasta vestică a Franței a dus la deschiderea unui al doilea front major în Europa și a contribuit decisiv la victoria asupra Germaniei hitleriste. Mii de oameni au fost evacuați în urma ploilor abundente din sudul Germaniei. Cel puțin 5 persoane au murit. Un oraș din Bavaria a avut parte de cea mai mare inundație din ultimii 10 ani. În zona Bavariei, Dunărea a fost peste nivelul 4 de avertizare în 11 locații și a declanșat stare de urgență în mai multe raioane și orașe. Autoritățile au fost chemate să efectueze salvări și evacuări, inclusiv unele cu elicopterul. Passau, cunoscut și sub denumirea de orașul celor 3 râuri, pentru că se află la confluența râurilor Dunărea, Inn și Ilța, are adesea probleme cu inundațiile. În urma ploilor abundente din regiune, nivelul apei ajunsese la 9 metri, față de 6 metri cât era normal, și a inundat orașul vechi. Potrivit specialiștilor, acesta este cel mai important val de inundații din zonă din ultimii 10 ani. Cancelarul Olaf Scholz a vizitat regiunea, s-a întâlnit cu oficiali regionali și cu guvernatorul Bavariei. Specialiștii spun că nivelul apei este de așteptat să crească în orașul Regensburg și mai jos pe Dunăre, iar guvernatorul Bavariei a declarat că situația rămâne critică și tensionată. Cu toate că apa se retrage din unele zone, apar noi inundații și evacuări în altă parte. Peste 60 de comunități de pe insulele aflate de-a lungul coastelor Caraibelor și Pacificului vor fi mutate în următorii ani din cauza creșterii nivelului mării. Gardi Sugdub are doar 366 de metri lungime și 137 de metri lățime. Văzută de sus, insula pare un oval verde înconjurat de 10 de docuri maro, unde rezidenții își leagă bărcile. În fiecare an, mai ales în noiembrie și decembrie, apa umple străzile și intră în case.
Insula a fost lovită deseori de furtuni și vânt puternic ce atinge la rafale 100 de km pe oră, dar oamenii au rezistat cu stoicism. Specialiștii spun că de câțiva ani apa mărilor se încălzește accelerat și alimentează furtunile mai puternice. Totodată crește și nivelul oceanelor. Localnicii au încercat să întărească marginea insulei cu pietre, grămezi și corali, dar apa continuă să vină. Așa că oamenii trebuie să se mute pe continent, unde guvernul le-a construit case din beton la circa 2 km de port. Peste 300 de familii își împachetează bunurile, dar sunt și familii care au decis să rămână pe insulă. Autoritățile nu îi vor forța să plece, cu toate că insula se scufundă încet, dar sigur. Să vedem cum evoluează vremea în țara noastră. La noapte cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Izolat va fi ceață cu o probabilitate mai mare în sud-estul țării. Vor fi 13 grade în Târgu Mureș, 14 în Cluj, 13-14 și în Arad și Timișoara, 18 grade în Constanța, 16 în Iași și în jur de 17 grade în Craiova. Mâine se încălzește în toată țara. Cerul va fi variabil, iar mai ales după amiaza și la începutul nopții vor fi înnorări temporar accentuate, cu averse, cu descărcări electrice local în zonele montane, precum și în Marea Mureș și în Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei, cu totul izolat în rest. Pe suprafețe mici, cantitățile de apă vor depăși în intervale scurte de timp 15-25 de litri pe metru pătrat și va cădea și grindină. În jur de 28 de grade în Constanța, 33 în Bacău, 30 de grade în Sibiu, 32 în Timișoara, 30 în Baia Mare, 32 de grade în Craiova. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, temperatura minimă de la 16 până la 19 grade. Mâine vremea va fi călduroasă, cu o maximă termică ușor mai ridicată față de ziua anterioară, în jurul la 34-35 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața, vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura în capitală se păstrează poi mâine, 35 de grade. La munte vremea va fi caldă, cerul va fi variabil cu norări și averse, mai ales după amiaza și seara. Vor fi posibile cantități de apă însemnate, în jur de 25 de grade în predeal și în Poiana Brașov, 18 în Ceahlău, 23 de grade în Sinaia, 24 la Stâna de Vale. La mare vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar cele minime de 19 până la 21 de grade. Poi mâine cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice ziua în jumătatea estică a teritoriului și la munte, iar noaptea local în vest și nord-vest. Pe arii restrânse ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi mai însemnate, e posibil să cadă și grindină. 29 de grade în Constanța, 25 în Iași, în jur de 29 de grade în Brașov, în Sibiu, în Cluj, 32 în Timișoara și Arad, 34 de grade în Craiova. Și luna mai a fost cea mai călduroasă înregistrată la nivel global. Astfel se încheie un an întreg de recorduri termice. Media temperaturii globale pentru perioada ultimelor 12 luni este cea mai ridicată din măsurători, cu 1,63 grade Celsius peste perioada preindustrială din cauza căldurii din ultimii 8 ani. Spania a înregistrat 22.000 de decese, iar specialiștii spun că Europa va avea parte de o nouă vară toridă. Potrivit Organizației Mondiale de Meteorologie și Agenției Copernicus, din anul 1991 Europa se încălzește de două ori mai mult decât media globală a planetei. Specialiștii avertizează că bătrânul continent ar trebui să facă un efort mai mare pentru a-și reduce emisiile și pentru a trece de la combustibilii fosili. Din anul 2000, Europa a avut 30 de valuri de căldură, cele mai puternice 5 dintre ele în ultimii 3 ani. Specialiștii mai spun că temperaturile din Europa au fost cu 2,3 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, comparativ cu 1,3 grade la nivel global, și că sunt toate semnele ca 2024 să fie un nou an cu valuri de căldură record. Activiștii de mediu aduc în prim plan situația poluării apelor de suprafață din România. În prim plan este implicarea elevilor din ciclul gimnazial în activități de tip voluntariat. Inițiatorii proiectului cred că elevii vor deprinde un comportament responsabil față de mediu, vor descoperi metode de prevenire a poluării și vor învăța despre beneficiile spațiilor verzi și albastre naturale din localitatea lor.
Cu toate că România are deschise 37 de dosare de infringement inițiate de Comisia Europeană în domeniul mediului pe teme precum protejarea biodiversității, tăierile ilegale de arbori, calitatea aerului și deșeuri, în continuare ne confruntăm cu ample probleme de mediu. Peste 60% din apa de suprafață a României nu atinge obiectivul de calitate prevăzut de legislația în vigoare, fapt îngrijorător din perspectivă de mediu, dar mai ales prin prisma efectelor asupra sănătății și calității vieții. Așa că activiștii de mediu s-au gândit că educația este o modalitate sigură și sustenabilă pentru România. Organizați în mici echipe de cercetători, elevii vor primi câte un kit de analiză a apelor, vor testa apele din localitatea lor, iar profesorii coordonatori vor putea încărca rezultatele într-o hartă interactivă. Proiectul va fi implementat într-o primă fază în 30 de școli, iar 900 de kituri de testare a apei vor ajunge la peste 5.000 de elevi la nivel național. Să vedem acum câteva fenomene și temperaturi din principalele orașe europene. Iată, în Madrid vor fi în jur de 36-37 de grade, așadar o vreme caniculară. În Lisabona 28 de grade cu averse după amiază cu descărcări electrice. Vreme frumoasă și în Amsterdam, ploioasă după amiază, 18 grade, 19 grade în Londra cu cer acoperit de nori, 31 de grade în Roma cu cer acoperit în prima parte a zilei, apare și soarele, la fel și în Atena unde vor fi 34-35 de grade. Vreme frumoasă în Sofia cu 28 de grade, 29 de grade în Istanbul cu cer parțial acoperit de nori. În Berlin, vreme închisă cu 20-21 de grade, ceva ploi în Oslo cu 17 grade în termometre, în Kiev 26 de grade, vreme frumoasă, iar în Moscova 25 de grade cu cer parțial noros și cu ploi după amiaza. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă dau întâlnire și mâine de la 7:10 cu noi informații despre vreme și planeta noastră. Ne găsiți pe Facebook, respectiv pe YouTube. O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.